Multă bucurie și tot ce-i bun, stimați urmăritori. Este 4 ianuarie 2024. Vă doresc un an nou binecuvântat și vă doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze cu multe împliniri în anul 2024. Ei, dacă este 4 ianuarie, timpul este bun aici la noi la Oradea. Am venit la o mișcare și am zis că ne mișcăm porumbeii noștri tardivi. Avem câțiva pui tardivi care încă nu s-au vândut, pui care sunt disponibili pentru cei care sunteți interesați, dar ne-am gândit și la faptul că s-ar putea să ne rămână pentru lotul nostru de 2024 și ca atare trebuie să zburăm porumbeii să-i mișcăm. Suntem la o distanță de undeva în jur de 10 km, cam așa de casa noastră. Au primul antrenament tardivii noștri pe care încercăm să-i pregătim. Ei, haide să vedem cum se vor manifesta tardivii noștri. A trebuit să ținem mult închis că la noi atacă uliu, dar haide să vedem. Și eu o să fac un filmuleț cu ei când ajung acasă. Haideți, hai. Primul antrenament din țară în 2024. Tot ce-i bun, zâmbiți, stimați prieteni. Nu lăsați în cușcă porumbei pe care nu-i mișcați și dacă vreți să-i folosiți la lotul de zbor. Ne vedem mai târziu. Ia că te-ai și ajunși acasă. Sunt porumbei de viteză între ei. Doi porumbei de viteză trebuiau să meargă într-un anumit județ. Respectivul crescător ne-a și dat avansul, ne-a trimis avansul, chiar până l-a plătit integral și după aia i s-a depistat că are ceva boală și nu mai poate ține porumbei și când i-am spus că nu e nicio problemă și am trimis înapoi toți banii și ce i-a dat avansul, ce l-a plătit pe acel porumbel, că mai important decât banii viața asta, în lumea asta, este sănătatea. Să vă spun câteva lucruri despre ei. Uitați, porumbei de viteză, porumbei fică din săgeată albastră, fiu din 18.059 de la domnul Cosmin Olteanu, un porumbel care a jucat extraordinar și l-am dat în toamna aceasta, iar mama lui e fică din ultima fică a celebrului 375, pus în pereche cu fiul din 4-4. Aici este un mascul care are doi bunici olimpici la categoria maraton și toți patru bunici au fost în top 8 național. Bunicul din partea tatălui a fost loc 8 național maraton. Bunica din partea tatălui a fost multiplă campioană națională la palmaresuri și top 3 național la AS Maraton An și Maraton Palmares, de asemenea porumbel olimpic, iar bunicul din partea mamei a fost dublu campion național și porumbel olimpic la maraton, iar bunica din partea mamei a fost locul 3 național AS Maraton tineret în 2018. Deci păsări extraordinare. Acolo iar este un porumbel din porumbei zburați pe zona de vest, porumbei care au clasat extreme. Acolo jos femeluța cu semn roșu este nepoată din celebrul porumbel care are 13 titluri de campion județean și zona de vest și locul 2 național AS Maraton Palmares în 2021, locul 7 național AS Maraton An în 2020, o pasăre extraordinară, iar tata este fiul din celebrul Unicul. Gândiți-vă cât de greu e să faci palmaresuri în zona de vest cu etape lungi și cu atât mai greu să faci un porumbel care să claseze 4 maratoane la vârsta de un an, dintre care 2 de 950 km și 2 de 850 și după aia să lege 11 consecutiv. Dacă vă faceți o idee, în zona de vest cred că sunt în anul 2023 3 sau 4 păsări care au făcut AS Maraton Extrem Palmares. Ca să vă faceți o idee cât de greu e în zona de vest. Așa, o femeie extraordinară. Jos avem din porumbei ce au zburat și la vârsta de un an și au clasat etapa de 1040 km zona de vest. La fel și asta, tot așa din porumbei care au clasat etapa de părinții, mama a clasat etapa de 1040 km zona de vest, o pasăre extraordinară, păsări superbe de maraton. Aici avem un consanguin din doi fii al Unicu pus în pereche. Așa arată porumbeii noștri. Noi am început antrenamentele și o să-i mai mișcăm. O să mai mișcăm în toate părțile în care mergem. Apropo, unii vă prezintă pe YouTube-uri și pe ăsta tot felul cât de importante sunt produsele ca să dea fecale sănătoase. Uitați cum arată fecale la porumbeii noștri, la porumbeii noștri tardivi. Căutați porumbeii care să fie sănătoși, porumbeii care să dea, să aibă fecale bune și fără tratament. Aia cu fecale doar când dă tratamente, fraților, aia îi puteți uita la maraton. Căutați păsări bune, nu vă luați după prostii, nu luați după
povești și produse și telenovele ieftine. Dacă ar fi atât de bune produsele și produsele ar face diferența, de ce între anumite crescătorii în care se dă atâtea produse și ne îmbăxește și vedem filmulețe într-una numai cu toată ziua, ne porumbei nu știu ce mâncare curată și ce apă curată, le face câte o pasăre performanță sau este an în care nu face nicio pasăre? Oare și-au pierdut produsele din putere? Sau sunt păsările alea care contează? Gândiți-vă la lucrul ăsta și căutați păsări de super calitate. Cât de frumos arată acest mascul. Gândiți-vă, doi bunici olimpici ai României la categoria maraton și campion național și toți patru bunicii în top 8 național la categoria maraton. Ceva extraordinar, ceva unicat. Eu zic că e ceva extraordinar. Un mascul super, un mascul ușor, un mascul la superlativ. V-am salutat, vă doresc un început de an binecuvântat. Vă doresc tot ce mai bun. O să urmeze în zilele următoare și alte filmulețe, o să vedeți și porumbeii noștri că i-am pus la împerecheare, o să vedeți la pereche, o să vedeți ce și cum și ce facem următorii pași. Vă mulțumesc că v-ați făcut din nou 7-8 minute din viața voastră să le alocați să vedeți acest filmuleț. Vă doresc multă, multă bucurie și tot ce-i bun!